problema deșeurilor este una de civilizație, este una de socială. Ce facem cu deșeurile? Unde le ducem? Cum le colectăm? Ce facem mai departe cu deșeurile colectate? 90% din ceea ce noi aruncăm ajunge pe o groapă de gunoi în cel mai fericit caz, dar de multe ori gunoaia noastră ajung pe grob neconforme, ajung pe niște grob făcute între două văi, într-o amenajare piscicolă, într-un șanț sau în spatele stadionului. Din păcate, acest domeniu de activitate atrage foarte, foarte mulți bani negri, pentru că niciodată nu ne-am întrebat dacă noi plătim prețul real al gunoiului pe care îl ducem afară la tomberon. De unde știm noi că trebuie să plătim 10 lei pe săptămână, 30 de lei sau 40 de lei? Cine cântărește acel gunoi și cum este evaluat acest lucru? Pentru că nu există niciun fel de nici macrofarmacie vis-a-vis de prețul pe care trebuie să plătim pentru gunoi. Pentru că nu avem acea colectare selectivă care se întâmplă în tot restul lumii civilizate.